Bună ziua, sunt Daniel Vinca și vă spun din nou salutare de la Hapul Zilei. Dragilor, astăzi ne ocupăm de folclor, de folclor contemporan. O să vorbim despre Miorița și Ciobanul, de terasă. Caz real întâmplat acum vreo lună și ceva, zi de vară, de sâmbătă, ora 9 și jumătate. Un client, de aici pleacă povestea noastră cu Miorița de terasă, un client, așa cum spuneam, intră pe o terasă, avea câteva ziare în mână și se gândea el să răsfoiască acele ziare și să bea și o cafea. Nu era grăbit, era omul calm, liniștit, se așează la o masă și aștepta să vină un ospătar sau o ospătăriță, sau, o să vedeți de ce, o Mioriță de terasă. De fapt, poate fi și Mioriță, nu doar de terasă, poate fi Mioriță de restaurant, Mioriță de magazin și așa mai departe. Se așează omul la masă și la un moment dat în ușa barului de lângă terasă apare angajata. Nu apucă să-i facă vreun semn, că acea angajată uzbughește repede înapoi. Clientul ce să facă? Rămâne cu un ochi în ziare, ancorat în știrile zilei, citind despre accidente, violuri, crime, greve și alte povești din astea, și cu celălalt ochi aruncat spre ușa barului să nu mai rateze și a doua oară pe ospătăriță. Între timp mai apare un ospătar prin zonă, după alte câteva minute bune, dă clientul să-i facă un semn, să îi comunice că vrea să comande ceva, dar acel al doilea ospătar, băiat, de data asta, îi răspunde prompt, scurt și la obiect că nu poate să-i comande lui, pentru că respectivul client era așezat pe zona deservită de ospătăriță. Asta e, stă omul, stă, așteaptă, mai citește o știre, se roagă la Dumnezeu să vină mai repede ospătărița să-și comande și el cafeaua aia de dimineață pe care și-o dorea din toată inimioara lui, dar nu prea avea noroc. Într-un final apare ospătărița, clientul îi comandă cafeaua. Sincer, nu putea vedea prea bine fața ospătăriței, pentru că nu știu din ce motive ospătărița venise foarte aproape de client, undeva la 50 cm, deci nu putea să-i vezi ochii. În schimb, clientul se putea delecta cu o minunată priveliște care era compusă dintr-un maieu scurt, care lăsa la vedere buricul și cercelul aferent. De unde concluzia că, de fapt, suspiciunea o fi fost cercel, o fi fost crotal. Pentru cei care nu știți, crotalul, crotaleile, sunt acele dispozitive, acei cercei folosiți de specialiștii veterinari pentru inventarierea unor caprine, bovine, taurine și așa mai departe. Deci pentru animale. Ca să nu lungim vorba, după vreo 10 minute, Miorița apare, reapare, dar fără nicio cafea în mână, ci ca să ia comanda unor alți doi clienți care se așezaseră la o masă vecină. Părea că se cunosc destul de bine, pentru că din simplu fapt că ar fi trebuit ca acea ospătăriță să ia comanda, de fapt s-a încins așa un dialog cu chicoteli, cu râsete, cu povestiri despre ce a fost aseară la club și așa mai departe. V-a spus că era într-o sâmbătă dimineață. Ce să facă clientul? Trage cu coada ochiului, maică-i venea să-i roage pe cei doi să mai amâne discuția un pic cu ospătărița, care trebuia să-i aducă și lui cafeaua respectivă. Într-un sfârșit, tipa pleacă spre bar. Tu, ca și client, speri încă vreo alte 10 minute, până când reapare domnișoara ospătăriță purtând o tavă. Însă, degeaba speranța ta a crescut precum prețul la benzină, pentru că pe tavă nu era cafeaua pentru tine, nu. Erau cele două sucuri comandate de cei doi clienți și când a fost întrebată ce e cu cafeaua, a recunoscut domestic, cu ochii mari și blânzi, că a uitat de cafeaua comandată. Ca și client, ce poți să faci? Să urli? Nu e frumos, nu e elegant. Cu buzele suguiate, că de, o fi urmărit-o mult pe Bianca Drăgușanu, și probabil că așa a considerat ospătărița că e bine și să vorbești, îți spune că nu e o problemă dacă a uitat de cafea, că o rezolvă și o zbughește la bar. Nevoia de a bea o cafea crește cât 10 cafele, în fine. După un final, trecuseră deja vreo 40 de minute, se întoarce ospătărița, Miorița de terasă, într-un final fericit cu cafeaua la client. Mai contează că pe ceașca de cafea
era ulme de ruși, nici nu mai contează, e importantă că i-a dus omului cafeaua, își bea cafeaua, citește știrea și acum, înainte de a încheia acest hap, probabil că ar trebui să mai lămurim un lucru, că rămâne în suspans o întrebare. Bine, bine, am vorbit de Mioriță, dar unde e Ciobanu? Păi, mă, oameni buni, vă spun eu, Ciobanu, și fac o paranteză, aici vorbim de Mioriță și de Cioban, nu în sensul clasic, ci în cel urban, contemporan, peorativ. Deci, Mioriță ați văzut-o pe terasă, cu crotalul la buric și așa mai departe. Ciobanu nu apare în povestirea noastră, dar Ciobanu este patronul terasei. Că dacă nu ar fi Cioban, nu ar permite ca Miorița din dotare să servească pe clienți în bătaie de joc și nici să-și etaleze cercei din buric la cafeaua de dimineață. De fapt, la fel de bine ca Miorița și Ciobanul de terasă, subiectul de azi se putea chema, că tot am vorbit despre crotalii și veterinari, și un bău și o belea. Așa că eu vă spun sănătate, răbdare când mergeți pe terase și salutare de la Hatrizile.